această lume,
Costică, nu că doresc să fiu mai aparte, dar nu-ți voi spune la revedere. Nu pot să exprim aceste cuvinte. Sunt prea copleșitoare și dureroase. Nu am nicio unealtă la îndemână care să reușească această despărțire. Betonul prietenii și frățietății noastre este prea consolidat în timp, de peste 40 de ani neîntrerupți, pentru a permite această separare ce se vrea obligatorie. Momentele și aspectele vieții noastre de părtășie sunt atât de nenumărate și variate încât nici sub o formă laconică nu pot fi cuprinse în scrisul mai multor volume. Ele au înserat aspecte de profesionalitate și muncă comună, de voie bună și șoti tinerești, de mișcare cu balonul rotund, trudire continuă în cele ale muzicii, slujire în biserică, împletite cu momente de meditație și rugăciune. Tu însă ai rămas un titan inegalabil, consacrat și consecvent în lucrarea lui Dumnezeu din bisericele noastre, care au îmbinat evanghelizarea verbală cu cea muzicală. Coroana ta va străluci intens și Ierusalimul meu, pe care tu-l dirijai aici pe Terra, va fi melodiat și interpretat din nou împreună cu corurile cerești în noul Ierusalim. Va fi ceva extraordinar, ceva măreț. Dragă Costică, rămân legat de tine în prietenia noastră cu totul rară și specială, nefăcând decât o pauză de o clipă. Clipa ta și apoi clipa mea sau clipa noastră. După care vom relua și relega relațiile noastre frumoase și deosebite, ca și când ele nu ar fi fost întrerupte nici chiar de această dramă inexplicabilă. Planurile și accepțiunile Domnului neînțelese acum ne vor fi explicate cu deamănuntul în momentul potrivit. Eu, Mihai, și Tili, ne vom strădui să nu ne lăsăm greu de găsit pentru momentul când ne vom reîntinde din nou mâinile, pentru că inimile au continuat și vor continua să rămână împreună. Te-am iubit, prietene, și te vom iubi mai departe. Dacă ar fi să condensez o viață întreagă într-un singur cuvânt, aș rosti cuvântul mare. Am stat în umbra lui Costel și l-am admirat de la departe din diferite unghiuri. Mi s-a părut întotdeauna un simbol, un simbol al unui lucru plăcut, a ceva ce este bine așezat. Îmi pare bine că rostesc aceste cuvinte și nu mă aude, pentru că am vrut să dedic cuvintele acestora altora, celor ce vin după el, celor ce ar trebui să știe cât de mare și cât de frumos le este trecutul sau rădăcinile și probabil cât de glorios e viitorul, viitorul care încă nu s-a arătat. Vă transmitem salutări de aici, de la noi, din Loma Linda, de unde inimile noastre bat înspre voi, chiar și în momente de durere. Ne desparte spațiul, dar nu ne desparte dragostea. Poate și timpul, dar suntem cu voi acolo. Și am vrea să vă spunem că, cumva de mână, peste timp, și peste ocean, așteptăm aceeași clipă a unui și mai mare viitor, cu Costel, cu voi,
prietenii, cu glume, cu muzică, dar mai ales cu Iisus Hristos. De aici, de aproape de voi, din inima Loma Lindei, Dumnezeu să vă mângâie, Dumnezeu să vă țină, Dumnezeu să ne strângă împreună.